eu? Da. Prima parte a concertului nostru, dacă nu vă grăbiți, se va termina acum după ce voi interpreta melodia aceasta. Și avem o invitată în acest concert, pe care o știți cu toții, nu e nevoie să o prezint. Dar până atunci, dați-mi voie să vă cânt o melodie minunată din repertoriul îndrăgitului. Știți cine este îndrăgitul? Hai! Codaviță. Codaviță, da, bravo! Este, așa este. Toți îi ziceam îndrăgitul, pentru că numai așa era anunțat. Numai așa era anunțat. Îndrăgitul și, într-adevăr, era îndrăgit. Mamă, Doamne! 90, 91, 92, 93... Mamă, ce viață frumoasă! Ce... El este un om colosal, un gigant. Este unul dintre cei pe care trebuie să-i ascultați. Da, eu am reorchestrat niște melodii de la Gabi. Am făcut-o și în 1990 cu Vodevil. I-am spus, domnule, nu cântăm așa ceva. Nu. Noi reorchestrăm și cântăm. Și astfel s-au aranjat de așa natură încât toată lumea a fost bucuroasă, inclusiv compozitorii. Au fost foarte fericiți de aranjamentele noastre ale formației Vodevil la vremea respectivă. Acum am rearanjat o melodie. Am și eu niște Mrs. Johnson, adică mă... Vă rog să-mi permiteți să am și eu niște Mrs. Johnson pe aici. Cine râde, ăla e, să știți. Păi nici aranjament acela, instrumentul ăsta e infernal. Te rog.
ceva. Piesă bună, scrisă bine. Ionel Tudor, Andrei urmează foarte aproape. Mulțumesc frumos. O piesă scrisă bine, un text extraordinar și cântată, poate fi cântată în mai multe feluri. Vă mulțumesc foarte mult, prieteni. O să invităm pe Alexandra și ne vedem mai târziu.